Așa cum o cere tradiția, în primele zile ale anului, în sala Vrameancu a primăriei municipiului Zalău, politicienii de diferite culori, oamenii de afaceri, directorii de la diferite instituții se întâlnesc pentru a ciocni un pahar de șampanie în noul an, pentru a fi de bun augur. Aleșii au uitat de divergențele politice, de rivalități pentru câteva minute și și-au urat unul altuia la mulți ani. După ce luni, majoritatea consilierilor locale au hotărât majorarea taxelor cu 16%, miercuri s-au întâlnit cu celelalte oficialități la o cupă de șampanie. Vreau să-i mulțumesc călduros domnului primar pentru invitația care ne-a adresat-o. Iată că a devenit o tradiție să ne vedem în fiecare an, să închinăm o cupă de șampanie, să ne întâlnim, să discutăm și să ne transmitem gândurile noastre bune pentru un an mai bun, cu sănătate, bucurii, succese, lucruri pe care îl fac acum din toată inima pentru toți participanții la această întâlnire. Aș vrea în același timp să vă mulțumesc călduros tuturor pentru modul în care am conlucrat în 2012, aproape pe întreaga perioada anului. Au fost câteva momente dificile, a fost o muncă dură, incandescentă, momente incandescente, să spun așa, pe care le-am traversat împreună, le-am realizat împreună în bune condiții. Au fost și multe realizări, au fost și multe dificultăți, dar una peste alta, eu cred că am intrat în 2013 cu multă speranță și cu mult optimism. Va trebui să conlucrăm împreună, să putezăm să dezvoltăm proiecte strategice pentru județul nostru, pentru orașul nostru, să creăm echipe puternice, performante, pentru a fi performanți, a face o treabă de bună calitate. Sunt absolut convins că împreună vom reuși. Vă doresc tuturor să fiți sănătoși, să aveți un an îmbelșugat, multă sănătate, bucurie, la mulți ani tuturor. Mulțumesc mult! Thank you.
fost un mic moment muzical, un cadou al nostru de la colegii de la CEDA, pe Ioan Sima, pentru un nou an care să sperăm să fie la fel de frumos ca și melodiile pe care le-am cântat. Dacă nu mai sună, nu mai vibrează, nu se mai aude, nu mai are semnal, dacă până pornește inventezi cuvinte noi, sau dacă doar nu-ți mai place fața lui, înainte să, nu știi ce, eu dau cu lege pământ, ai pe la noi. Dar nu lângă tuiță, pentru că ne-am mutat vis-a-vis de check. GSM Land. Servici și telefoane noi sau second hand. GSM Land. Acum în noua locație vis-a-vis de check, lângă magazinul Helen. GSM Land. Doctor specialist în telefoane mobile.